Iată că am ajuns în București după 45 de kilometri. Am cheltuit 103 lei. Bună dimineața. Suntem la Lespezi, încărcăm pe CCS prima dată de la 16% până la 40%. Stația încarcă foarte greu cu 14-15 kW. O să oprim aici la 40% și mergem la Roman, unde o să avem o stație OnDrive, care sper să livreze curent mai rapid, cu 2,55 lei pe kilowatt-oră. Mergem la București, prima oprire. Am plecat de acasă cu 32%, dar mergem mai departe la București pentru traseul Fălticeni-București cu Dacia Spring. E ora 11 fără un sfert, am ajuns la Roman, la OnDrive. Încărcăm cu 34 kW. Avem vreo 37 de minute până ajungem la 80%, de 55 kW. Spring se încarcă, am făcut vreo 90 de km până acum. Intenționăm să mergem până la Adjud, unde tot așa avem acolo un renovațiu sau un OnDrive. Și mergem spre București. Ne vedem. Mai avem 125 de km până la Focșani. Avem autonomie 165. Vremea e frumoasă, 14 grade. Rulăm cu treapta întâi, fără aer condiționat, nu-i nevoie, confort. Spre București. Intrăm pe autostrada Moldovei. Cei câțiva kilometri de autostradă. Sperăm că am vreo 4-5 ani să putem circula de la Pașcani până la București pe autostradă. Să avem stații electrice, să avem infrastructură. Autostrada Bacău, centura Bacău. Am încărcat la MOL, la Ghi, la Buzău, de la 12% până la 85%, 45 de minute, 20, aproape 20 de kWh. Avem autonomie 182 de km, în 157 de km ajungem la locația apropiată a hotelului unde vom avea Type 2 de la Ion. Mai avem 2 ore jumătate și ajungem. Ciao, ciao. Am trecut și de 8000 de kilometri, ne apropiem de Râmnicu Sărat. Mașina a estimat aproape corect. Mai avem 17 km pe la destinație, 48 de km autonomie. De când am plecat am avut un surplus de 30 de km. Am avut și 2 accidente, le-am depășit repede. Ne apropiem de București. Bună seara, iată că am ajuns în București după 45 de kilometri în care am încărcat de vreo de 3 ori. Am cheltuit 103 lei, am încărcat în jur de 50 ceva de kWh, consum mediu de 10,5 kWh la 100 de kilometri, viteză medie în jur de 65 la oră. Am mers în total 10 ore, dar am pierdut vreo 4 ore, o oră pe la Focșani stații. Mai avem autonomie în jur de 11%, 30 de kilometri. Mergem să încărcăm la Type 2, lângă locația unde vom dormi. Aici e o piața Constituției, Bulevardul Unirii și Spring. Plecăm din București, avem autonomie 224 de km, următoarea stație la MOL, Focșani cu 191 km. Ne vedem. Ne apropiem de Focșani, mai avem 25 de km, autonomie 49. Sperăm să prindem liber la MOL, Plaghi. Să încărcăm de la 10-11% până la 80-90%. Suntem pe DN2, București-Suceava. Am ajuns la MOL Plaghi, Focșani.
încărcăm cu 32 de kW. Am avut autonomie de puțin peste 10%. Stăm aici, facem 80, apoi către Roma, la Eol. Mergem să bem o cafea, să mâncăm ceva și mergem mai departe. Ciao, ciao. Din nou pe autostradă, avem 38 de km până la stația Eon. Autostrada scurtă, autostrada Moldovei, care presupunem că peste 4-5 ani o să se prelungească până la Pașcani. Mai avem autonomie 64 de km, 28%, springul merge bine, ne auzim. Am ajuns cu 10% state of charge la Roman. Stația începe să bage 31 de kW. Estimăm că în 40 de minute maxim încărcăm și plecăm spre Fălticeni. Acasă, după 850 de km de mers pe DN2 și prin București un pic. Da, 33 de kW, stația merge. Pe plug share era că in use, dar nu era nimeni. Și asta e, ne vedem la Fălticeni. După aproape 7 ore de mers, mai avem 70 de km până la Fălticeni. Am încărcat până la 70%, avem autonomie, ziua aproape se încheie, aproape 7 ore de mers, aproximativ, și 2 încărcări, da, călătoria se apropie de sfârșit. Și ajungem la domiciliu cu aproape 32%, exact cu cât am plecat. După 900, aproape 880 de kilometri, vom face exact contorizarea consumului, timpului petrecut. Ideea e că am plecat la 11:30 din București, de la marginea Bucureștiului, și am ajuns la ora 7:30, deci 8 ore plus tot cu încărcări. Ne auzim, mulțumim că ați fost alături de noi, la revedere!